coronavirus este la fel de inofensiv precum gripa, virusul s-a răspândit prin supa de liliac sau odată cu vaccinul vor să introducă oamenilor microchipuri. Sunt doar câteva dintre teoriile conspiraționiste ce s-au răspândit în spațiul public cu rapiditate, care ulterior s-a demonstrat a fi falsuri. Astfel de știri sunt mediatizate și în prezent pe internet și se răspândesc chiar mai repede decât noul virus. Pandemia de COVID-19 a generat multe articole false care împiedică eforturile de limitare a epidemiei, dar și face mai dificilă munca cadrelor medicale. Potrivit specialiștilor, pe rețelele sociale sunt identificate cele mai multe informații false și mituri conspiraționale. Medicul epidemiolog Alexei Ceban susține că în prezent cele mai multe fake news-uri se referă la reacțiile adverse privind vaccinarea. În spațiul virtual sunt distribuite articole false privind pandemia atât de pe site-uri dubioase din țară, cât și de peste hotare. Știrile false întotdeauna au influențat negativ atât procesul de supraveghere și control a infecției COVID-19, mai mult decât atât procesul de vaccinare COVID-19. Este foarte ușor a dezinforma populația, având sub mână niște date care nu reflectă realitatea. Ele au și titluri atrăgătoare în care persoanele cad în plasa acestor titluri, distribuind aceste informații false, chiar câteodată necitindu-le. La mai bine de un an de când a început pandemia, unii moldoveni și acum susțin că nu cred în existența virusului. Ne-am convins de acest lucru atunci când am discutat cu localnicii din Lăpușna, raionul Hâncești. Eu tot nu precred așa în virusul ăsta așa tare, dar oricum, adică trebuie protejat, atât și pot să vă spun. Dar vaccinarea o așteptați să fie? Nu, cu vaccinarea nu știu, până nu cred că sunt de acord cu așa ceva. Nu credem nică. De ce? Asta nu este. Adică este, nu aș zice că nu e corona, este un virus, este un popor, dar n-ar trebui să luăm atâta în seamă, să ne stresăm tare. Tot parcă e o frică, nu știu cum, pentru vaccină. La radio eu și mai ascult, dar așa știrile mai n-am când, că acasă la lucru, alerg prin sat și acasă nu mă aduc acasă lucru. Specialiștii susțin că știrile false diminuează încrederea în cadrele medicale și recomandările acestora. În acest sens, oamenii sunt îndemnați să raporteze articolele ce conțin informații neadevărate. Acestea pot fi recunoscute după mai mulți factori, printre care titluri senzaționale sau greșeli gramaticale în text. Titlurile atrăgătoare, da? Deci alarmant, un caz extrem de grav, ceva de genul, deci nu trebuie să intrăm în conținut îndeaproape, deoarece din primele rânduri ne dăm seama că este vorba de o știre falsă. În al doilea, deci atunci când deschidem această pagină, întotdeauna îți spune fă o distribuire, ulterior o vei putea citi. Nu trebuie să distribuim, deci închidem această pagină. A treia este, deci, portalul sau, i-aș spune, deci, adresa URL a acestui portal, dacă ea conține foarte multe caractere. Deseori aceasta nu este o sursă credibilă. Conform unui studiu publicat în februarie, Facebook-ul și YouTube sunt platformele pe care au fost postate cele mai multe informații false în ultimul an. Recent, Serviciul de Informații și Securitate a blocat mai multe portaluri de știri care au promovat și distribuit fake news-uri despre COVID-19.